Limitele între cele două județe întotdeauna conform legii sunt stabilite conform limitelor dintre cele două localități. Limitele actuale și nemodificate până în prezent au fost aprobate prin legea 2 din 1968. După aceea a mai fost confirmat de două ori, unul în 2002 când s-a dezintegrat comuna Sânt Martin și s-a înființat comuna Cozmeni, dar și atunci a fost Valea Uzului ca și localitate trecut la, a rămas la Sânt Martin și recent, nou, acum anul acesta, când a fost republicată legea a managerului teritoriului și în care iarăși nu s-a modificat acest lucru. Ce s-a întâmplat în timp, acesta este o poveste și merită să fie studiat, pentru că niște oameni care cred că tot ce fac se poate face și deasupra legii, au modificat granițele, au modificat ilegal și chiar în ziua de azi când vorbim, am primit cel mai recentă adresă din partea ANCPI Național, prin care ne spune că, păi, dânsii nu știu cum s-a întâmplat. Primarul din Dărmănești, din județul Bacău, spune că, potrivit datelor pe care le au de la cadastru, din anii 70, acea zonă aparține de județul Bacău, că alea sunt datele care sunt în regulă. Deci, legea se poate modifica de către Parlament. Eventual, vedeți, suntem în țara OUG-urilor și eventual cu OUG. Deci dacă doamna premier mine vrea să rezolve, în ghilimele, problema și să se intre în legalitate Dărmăneștiul, atunci cu un OUG ar putea face, dar cred că are bun simț. Nu face acest lucru, dar până în prezent legea nu s-a modificat. Orice fel de interpretare, deci interpretarea domnului primar de la Dărmănești și celor de la Bacău este aceea că da, aveți Valea Uzului, dar nu acolo. Acolo, atunci unde? În cer? Unde? Deci o localitate nu poate fi dus de aici încolo ca acest microfon. Și ce s-a întâmplat în realitate este aceea că s-a făcut niște falsificări la lucrările cadastrale. Cine a făcut aceste falsificări? Oficiile cadastrale din vremea respective și păi, ei au decis că hai că mutăm granița, dar ne vorbim de localitate, ci pur și simplu este situația în care noi am stat cu aici și ar fi covor și cineva covorul aș trage de sub piciorul nostru, deci este o schizofrenie că e o localitate, dar când întrebăm, dar unde este Valea Uzului? Ei spun că nu știu. Pentru că Valea Uzului nu aparține de Dărmănești și, cum am zis, la lucrările cadastrale s-a făcut greșeli. Greșeala a fost făcută și de Oficiul Cadastral Județean Harghita și de cel de Bacău. Deci Bacăul a întabulat, a făcut lucrarea pentru Valea Uzului, pentru Dărmănești. Oficiul cadastral din Harghita a lăsat să facă. Dar asta când s-a întâmplat? În anii 80-90. Dar nu poți, o ilegalitate nu poți să ții mai departe și când se adeverește acest lucru, de aceea noi susținem că asupra acestei decizii ilegale pe care a luat prin programul reluat ANCPI Național ar trebui urgent modificat, pentru că până când nu se modifică, nu se pune înapoi granița unde a fost. Până atunci, acum vedeți că sunt acte eliberate și de județul Bacău și de județul Harghita. Deci sunt proprietari, sunt clădiri, sunt lucruri și lucrurile se suprapun, dar acest teren nu poate să fie etajat. Și acesta este problema, că nu vor să recunoască că au greșit și totul este ilegal. Deci, primordial, ce trebuie să înțeleagă cititorii sau telespectatorii, că o lege nu se modifică de către un director județean de cadastru. Spuneți-mi, această dispută teritorială, haideți să-i spunem, este de acum, a apărut acum sau este din timp? Nu, din păcate toate granițele județului Harghita spre est sunt în aceeași situație. Eu cam așa văd că cum unii de la Neam și Bacău cred că
nu știu, granița este cu Ungaria, deci, e granița statului. Nu, noi suntem în România, județul Harghita este în România. Eu am jurat, am ridicat mâna dreaptă pe Constituția României. Deci eu sunt ales ca președinte de către legile, prin legile care sunt valabile în România și eu apăr toți cetățenii din acest județ, indiferent de etnie, și am o relație foarte bună cu toate etniile, atât cu românii, cât și cu romii, cu toți. Și eu cred că trebuie să mergem pe această cale, dar nu știu de ce s-a simțit nevoia din partea cealaltă ca haideți să ducem granița mai încolo cu 10 metri, 1 kilometri, 3 și de aceea sunt foarte multe dispute. Și acum chiar că s-a văzut și aceeași situație avem și la comuna vecină, la Ciuc-Sângeorgiu și peste tot și de aceea legea ar trebui să fie aplicată. De aceea am zis și ieri și spun întotdeauna, nu poate să fie o lege, deci legea publicată în Monitorul Oficial pentru județul Harghita, literalmente tot ce scrie acolo și așa, dar pentru județul vecin, Monitorul Oficial spune că scopul scuză mijloacele și hai să facem tot ce vrem, dar trăim în aceeași țară. Ar trebui să avem aceleași legi. Spuneți-mi, ați încercat un dialog cu autoritățile din județul Bacău și de când ați început? De când sunteți dumneavoastră, bănuiesc? Da, din chiar mai înainte, deci când eram vicepreședinte, deci eu am fost vicepreședinte din 2004 și chiar atunci am început, în 2007 deja, sau 2006, după ce am devenit președinte în 2008, în continuu am încercat, dar n-am reușit să punem în tapet această treabă, pentru că legea are o mică chichiță care poate să fie folosită împotriva oricărei părți. Așadar, dacă cele două prefecturi din cele două județe nu se implică, atunci eu pot să fac orice. Nu reușesc, pentru că legea spune așa, în prima fază trebuie să fie făcut prin ordinul celor două prefecți o comisie de conciliere. Dacă această comisie de conciliere nu se reunește, atunci nu se poate ajunge nici la instanță. În cazul nostru, în 2012, s-a ajuns să avem această comisie de conciliere. Dar după aceea, ANCP-ul a luat o decizie greșită despre care v-am vorbit, că nu știe de ce, dar a decis că granița intermediară, deci provizoriu, este pentru favoarea Dărmăneștiului. De aceea noi acum cerem tuturor factorilor politici, haideți să refacem cât mai repede această conciliere, să scoatem hărțile militare, toate hărțile, deci de începând de Imperiul Austro-Ungar, avem, deci de 1800 avem toate hărțile. Deci, cumva, această graniță a fost și este acolo unde a fost și limita între cele două țări, Austro-Ungaria și România. Deci nu s-a dat nimic, așadar, deci este o continuitate și toată aceasta caceama cu cine a făcut o lucrare cadastrală și un director prescrie o lege sau suprascrie, aia nu ține. Da. Spuneți-mi, intabularea pe terenul acesta unde este cimitirul de la Valea Uzului, am înțeles că a fost făcută de primăria din Sân Martin în 2007, dacă nu mă înșel? În 2010 a fost validat de către Guvernul României. Și aveți cunoștință, aveau toate avizele, toate documentele care sunt necesare în astfel de caz? Da, deci până 2012 acest teritoriu și faptic aparținea Comunei Sint Martin. Deci Comuna Sint Martin a dat autorizații de construcție acolo, așa s-a construit gardul. Acolo s-a dat înapoi teren pentru composesorate. Deci până 2012 faptic era și a fost al Comunei Sint Martin. După aceea, cu această decizie a ANCP-ului național, prin care s-a zis că, hopa, granița e mai încolo, după aceea s-au evitat problemele. Da, la momentul respectiv, când au început lucrările să fie făcute, aveți cunoștință, primăria din Sint Martin a avut aviz de la Oficiul Național pentru Cultura Eroilor, care este necesar în cazul unor astfel de cimitire? Nu știu ce s-a făcut în
Eu cred că în 2004 sau nu știu, a fost, sau mai înainte,